Salutare, prieteni, și bine ați venit! Înainte să mă certați că nu am parcat unde trebuie aceste BMW X3, trebuie să vă informez că este versiunea plug-in hybrid. Așa că are voie să fie aici, pentru că în curând vom pune mașina la încărcat, bateria fiind complet descărcată. De asemenea, la fel cum eu am dreptul să pun mașina aici la încărcat și voi aveți dreptul să vă bucurați de clipuri din lumea auto de cel mai înalt nivel, așa că vă rog, sunteți liberi să vă abonați la eVlog Auto. Acum hai să vedem care-i povestea cu noul BMW X3 30e xDrive. Dar de ce vedeți două valori acolo în instrumentarul meu, 191,7 km și 74,4 km, a doua valoare fiind scrisă cu albastru? Ei bine, eu când am luat această mașină de la reprezentanță, am dat un reset la trip computer. Și de atunci am mers 191,7 km. Bun. Dar 74,4 km din totalul de 191 i-am mers fie folosind doar energie electrică, fie recuperând energie electrică. Cu siguranță 74,4 km a mers fără să consum deloc benzină. Mi se pare un mod foarte simplu și în același timp inteligent de a-ți arăta cât de mult îți eficientizezi costurile de carburant fosil utilizând un sistem de propulsie hibrid. Foarte tare acest lucru. Și că tot veni vorba de sistem de propulsie hibrid, eu am mers cu mașina aceasta pur electric, fără să consum deloc benzină, aproximativ 40 de kilometri. Acum, bateria este la 0%, deci nu mai pot merge pur electric, dar în continuare, plecarea de la semafor și un pic din accelerare până se ajunge la o altă viteză sau până accelerezi un pic mai tare, deci până când pui un pic mai mult stres pe mașină, totul se face electric. Deci în continuare, chiar dacă mașina ne arată 0% baterie, ea mai păstrează acolo un pic de baterie, astfel că în continuare poți pleca în mod electric și așa mai departe. Dar acum vom face următorul experiment. Vom merge să facem niște cumpărături și vom lăsa mașina la încărcat 30 de minute. Să vedem cât se încarcă mașina în 30 de minute. În funcție de stația pe care o vei folosi, experiența ta de încărcare va fi poate diferită. În cazul meu, în 35 de minute, după cum vedeți, mașina s-a încărcat 1,83 kWh. Stația este una, vedeți, Menekes tip 2, 22 kW, 32 de amperi. Bun, ce înseamnă asta din punct de vedere al electricității care se află în mașină? E bine, acum pot să merg... Poți merg 4 km folosind doar electricitate. Pentru că da, la aceste mașini cu sistem plug-in hybrid, încărcarea nu este atât de rapidă. Ele sunt făcute pentru a fi lăsate mult timp la o bornă de încărcare, astfel că bateria este păstrată mult mai bine pe o perioadă îndelungată. Deci bateria aceasta nu se va uza la fel de repede cum se va uza bateria, să zicem, unei mașini full electric care are și fast charge. Prin urmare, acest sistem e făcut pentru durabilitate, nu neapărat pentru viteză. Dar dacă în jumătate de oră ai 4 km, asta înseamnă că în 8 ore, să zicem că stai la muncă cu această mașină și ai o priză de încărcare, în 8 ore asta înseamnă... Jumătate de oră, 4 km. 4 ore, 16. 64 kilometri.
Nu încetează să mă uimesc calitatea experienței de condus în această mașină. Geamurile sunt ridicate acum. În jurul meu se află Bucureștiul. Bucureștiul care este recunoscut pentru, da, poluare fonică. Nu este foarte liniște în București. În ciuda faptului că acum este duminică, tot nu este liniște. Și vă asigur că acel tramvai care trece acum pe acolo este extrem de gălăgios. Dar mașina are o izolație fonică extrem de bine pusă la punct și pentru că ați spori și mai mult confortul, sunt uimit de cât de confortabile sunt aceste scaune. Mașina noastră are pachetul luxury, deci este totuși un pic mai înalt echipată și îmi place că scaunele sunt confortabile, poziția la condus este una deja cunoscută. Dacă vreți să vedeți mai multe despre BMW X3, eu am făcut deja un review la această mașină cu sistemul de propulsie cu carburant, cu combustie internă. Deci, din punct de vedere al experienței de condus, totul este la fel ca acolo, doar că acum relaxarea și liniștea și sentimentul acesta de, cum să zic eu, de liniște pe care îl ai în timp ce conduci, toate acestea sunt sporite de faptul că nu auzi aproape nimic. Mașina profită acum de cei 4-5 km pur electrici pe care putem să îi parcurgem după ce am încărcat un pic bateria și nu se aude absolut nimic. De asta vrei o mașină cu sistem de propulsie hibrid și de asta vrei mai mult un plug-in hybrid, pentru că acum tu poți să încarci mașina aceasta când vrei. După cum v-am spus, un caz de încărcare eficient ar fi atunci când ești la muncă, o lași la încărcat pe toată perioada cât ești la serviciu și apoi până ajungi acasă mergi fără să consumi un gram de benzină. Acum, un lucru pe care l-o observi la X3 e că da, este o mașină cu o masă ridicată. Ce masă mai exact? Ei bine, 2 tone. 1990 sau 1995 pe aici, dar ce mai la stânga, la dreapta, 2 tone, atât are X3-ul. Dacă stăm bine și ne gândim, după cum am spus și în review-ul meu inițial de la BMW X3, cel cu combustie internă, X3-ul a crescut mult în dimensiuni, atât de mult încât acum este chiar mai mare decât prima generație de BMW X5. Deci să nu vă gândiți că, deși X3-ul este mijlociul familiei, să nu vă gândiți că este o mașină în care nu ai loc. Nu, în niciun caz. Există o grămadă de loc pe bancheta spate, o grămadă de loc aici în habitaclul în față. În schimb, portbagajul a avut un pic de suferit, pentru că acum avem 440 de litri, dacă nu mă înșel, spațiu în portbagaj, pentru că, da, bateriile și ele ocupă spațiu și acolo sunt puse în portbagaj. Din punctul meu de vedere, X3-ul este o mașină perfectă pentru mers la drum întins. Acum că este cu acest sistem de propulsie plug-in hybrid, parcă își face treaba incredibil de bine și în oraș, cât și pe distanță mare. Pentru că pe distanță mare, în ciuda faptului că, după cum vă spuneam, această mașină are o masă destul de mare, asta nu înseamnă că suspensia independentă pe spate nu poate să țină în șah ruliul. Există un pic de ruliu, dar nu este nimic care să, cum să vă explic eu, nimic care să te facă să-ți fie teamă să intri un pic mai tare într-o curbă dacă ai nevoie. Deci dacă mergi până la Brașov, atunci cu siguranță nu-ți va fi teamă să faci depășiri sau să iei curbele un pic mai repede cu această mașină. De asemenea, când vor face autostrada București-Brașov, așa, și atunci vei putea fi relaxat pe drum, pentru că mașina are, evident, pilot automat, ne și spune când trebuie să, dacă ieșim din banda de circulație, ne spune că trebuie să revenim pe bandă și, de asemenea, nivelul de zgomot la drum întins, adică ca să nu credeți că este o păcăleală, ok, nivelul de zgomot e mic când ești în oraș pentru că nu se aude motorul, ok, bine, dar la drum întins cum e? Nivelul de zgomot la drum întins și atunci este foarte redus, astfel că în continuare, mașina aceasta, înainte să fie versiunea cu plug-in hybrid, era o mașină cu o experiență de condus relaxantă la drum întins. Acum, în continuare, este o mașină cu o experiență relaxantă la drum întins, dar mai adaugă la acest lucru și experiența relaxantă în oraș, grație sistemului plug-in hybrid.
De când conduc eu această mașină, după cum vă spuneam, 40 de kilometri am mers electric, după care restul până la 191 de kilometri cât am condus eu această mașină, în mare parte, de fapt, 90% condusă în oraș, consumul de carburant este de 7,6 litri la 100 de kilometri. Deci, după cum vă spuneam, aici se vede cu adevărat valoarea sistemului hibrid, pentru că deși mașina nu mai merge pur electric până la o viteză mai mare, pentru că nu mai aveam bateria încărcată după 40 de kilometri, în continuare ea mai păstrează un pic de energie electrică acolo, astfel că mașina funcționează ca un hibrid clasic cu autoîncărcare, ceea ce înseamnă că plecările de la semafor, după cum vă spuneam, le faci în mod electric și de fapt atunci trebuie să muncească cel mai mult un motor cu combustie internă. Deci, în continuare, o mașină eficientă. .292 cai putere și 420 Nm dezvoltă acest sistem de propulsie format dintr-un motor electric, o baterie electrică și un motor cu combustie internă pe benzină de 2 litri turbo. Bun. Tot acest sistem de propulsie ajută mașina aceasta cu masă de 2 tone, după cum vă spuneam, să ajungă de la 0% în 6 secunde. Deci nu te aștepți să accelerezi așa cum o face, dar atunci când intră acel cuplu instant venit de la baterie, mașina aceasta poate să facă orice depășire. Bun, care e treaba cu prețul? În cazul de față, acest X30e X-Drive este 76.000 de euro în echiparea luxury pe care o avem noi. Sunt sigur că dacă vei merge la un dealership BMW și te vei arăta interesat de acest model, probabil vânzătorul de acolo îți va oferi și o afacere un pic mai bună, mai dă și el câteva mii de euro mai jos. De asemenea, și statul te va ajuta puțin, pentru că da, este o mașină cu sistem de propulsie hibrid, dar atenție, este plug-in hybrid, nu este un hibrid cu autoîncărcare. Și asta înseamnă că vei merge mai mult folosind doar electricitate, deci statul te ajută un pic mai mult cu această mașină. Ok, dar ce primești? Ei bine, eu cred că primești o mașină care te poate servi practic în toate modurile în care ai nevoie. Pentru că în continuare, pentru un SUV este îndeajuns de manevrabilă și dinamică încât să poți merge la Brașov pe serpentine fără să-ți faci griji, este extrem de confortabilă la drum întins și în oraș nu este nimic mai confortabil decât să te izolezi acolo în bula ta, să nu auzi traficul din jur, să nu auzi nici măcar propriul motor al mașinii tale pentru că mergi electric. Nu e nimic mai relaxant decât acest lucru. Din punctul meu de vedere, X5-ul deja este un pic cam mare, dar X3-ul are parcă dimensiunile perfecte pentru a fi și practic în oraș. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta și dacă vreți să vedeți și alte review-uri, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Dacă sunteți abonați, atunci nu uitați că ne puteți ajuta cu o sumă modică de minim 1 euro pe lună și noi, în schimb, vă putem ajuta cu fie consiliere în vederea cumpărării unei mașini second hand, fie vă putem consilia pentru a cumpăra o mașină nouă, chiar noi vă putem trimite la un dealership unde veți obține o afacere un pic mai bună pentru o mașină nou-nouță. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!